Fiecare părinte își dorește pentru copilul său tot ce e mai bun pe lumea asta, ca de exemplu să fie cunoscut în întreaga lume, fiindcă oamenii populari au mulți bani și își permit tot ceea ce vor. Cine s-ar dezice de așa ceva? În viața reală însă, lucrurile nu stau chiar așa. Copiii care poate cu câțiva ani în urmă erau cunoscuți în întreaga lume au fost dați uitării. Ce s-a întâmplat cu ei? În episodul de azi vom vedea câțiva copii care și-au distrus carierele promițătoare. Dacă vrei să-ți îmbogățești cultura generală, aruncă un ochi pe canalul nostru, unde avem o grămadă de subiecte interesante. Macaulay Culkin. Macaulay Culkin, puștiul minune al Hollywoodului, a debutat în filmul Singur acasă în 1990 și a avut un succes total. Pelicula a devenit una dintre preferatele publicului în perioada sărbătorilor de iarnă, iar datorită ei, micuțul actor a devenit cel mai faimos copil din lume. Cu toate acestea, actorul a declarat că nu e un fan al peliculei și că nici măcar nu-i place să-l revadă de sărbători, așa cum face majoritatea lumii. Se pare că Macaulay a crescut într-o familie săracă, iar el a fost cel care a reușit să-i ajute pe membrii familiei sale să ducă o viață mai bună după ce și-a încasat cecul câștigat în urma rolului său de excepție. Kit, tatălui Macaulay, i-a devenit și manager atunci când puștiul s-a transformat într-un actor de succes. Din păcate, adultul l-a văzut ca pe o mașină de făcut bani și a profitat de pe urma copilului. Macaulay a vrut să ia o pauză de la actorie și să se preocupe de școală. Tatălui nu i-a păsat însă de dorințele fiului său și a continuat să facă o avere din meseria puștiului. Kit era un tată abuziv, iar Macaulay a vorbit deschis despre asta mult mai târziu. Bărbatul care era actor aspirant a fost mereu gelos pe succesul fiului său, potrivit lui Culkin. La vârsta de 16 ani, când Macaulay avea deja o avere de 50 de milioane de dolari, a decis că vrea să fie independent și a renunțat la serviciile de manager al tatălui său. De atunci, el și Kit nu și-au mai vorbit, ba chiar starul l-a dat în judecată pe părintele său. În același an, actorul a decis să renunțe la cariera de actor, iar la vârsta de 17 ani s-a căsătorit cu Rachel Miner. Cei doi au fost căsătoriți pentru doar 2 ani. După despărțire, Macaulay a fost într-o relație cu Mila Kunis. Din cauza epuizării, anturajului și abuzurilor, Macaulay a ajuns dependent de substanțe interzise, iar aparițiile lui de la vremea respectivă îi îngrijorau pe fani pentru că slăbise foarte mult. Din fericire s-a tratat, iar acum, 24 de ani mai târziu, și-a întemeiat propria sa familie, fiind într-o relație cu actrița Brenda Song. Haley Joel Osment. Faimos pentru replica I See Dead People din filmul The Sixth Sense, Haley Joel Osment și-a început cariera în publicitate la vârsta de 4 ani, devenind curând o figură cunoscută. S-a dovedit a fi un actor bun, când, 2 ani mai târziu, a debutat pe marile ecrane cu rolul din Forrest Gump. În 2006, la 18 ani, a fost cât pe ce să vadă cu adevărat oameni morți. S-a răsturnat cu mașina în timp ce conducea sub influența alcoolului. Poliția a găsit și marihuana în mașină. Totuși, în ciuda acestui incident cu legea care a afectat pe moment cariera, Haley e în continuare un actor de succes. Și-a plătit amenda de $1,500, renunțând și la viciul alcoolului, revenind pe drumul cel bun. Edward Furlong. Edward Furlong are una dintre cele mai triste povești de la Hollywood. La 13 ani, i s-a oferit rolul vieții, însă actorul a intrat în clubul copiilor care și-au distrus carierele. Rolul vieții a luat forma personajului John Connor în Terminator 2, Judgment Day, filmul ce a avut încasări de $519 milioane, cele mai mari din toată seria Terminator. Tânărul Furlong primea pe rolul său $30,000 și era nominalizat la numeroase premii. Au urmat succese moderate în alte producții precum Before and After sau American History X. Odată cu anii 2000, au început pentru Edward petrecerile, drogurile și băutura. A urmat o perioadă în care venea la clinicile de dezintoxicare după petreceri pline de substanțe interzise. A fost și arestat de 2 ori, conducând sub influența alcoolului. În 2006, actorul a recunoscut că fuma aproape 3 pachete de țigări pe zi și consumase atât cocaină cât și heroină. După ce a dispărut de pe radar o perioadă, cariera lui nu s-a norit de tot, dar nici nu a ajuns la potențialul maxim. A obținut un rol în serialul CSI NY, urmând alte roluri în filme precum The Green Hornet sau Assault on Wall Street. Surorile Olsen. Surorile Mary Kate și Ashley Olsen, două dintre cele mai cunoscute actrițe în perioada copilăriei, s-au retras de ceva timp din acest domeniu. Ajunse la vârsta de 35 de ani, gemenele performează cu succes într-un alt domeniu, moda. Încă din copilărie, surorile Olsen s-au bucurat de un succes răsunător, iar rolurile din Full House le-au adus celebritatea mondială de la o vârstă fragedă. Cu siguranță acest sitcom este rolul reprezentativ pentru carierele lor, pe care l-au avut până în 1995, când aveau 9 ani. În total, ele au apărut împreună în 30 de filme și seriale, dar ultimul datează tocmai din 2004 și s-a numit New York Minute. În 2004, Ashley Olsen a decis să se retragă din actorie, în timp ce Mary Kate a mai apărut în câteva producții, până în 2013, când a fost realizat un documentar despre viața ei.
Anxietatea și faptul că erau tot timpul în centrul atenției le-au determinat pe surorile Olsen să pună punct carierei din industria cinematografică. Au mai avut numeroase oferte, inclusiv pentru a juca într-o continuare a Full House, într-un moment în care Netflix cumpărase drepturile. Chiar dacă inițial au fost de acord să apară, surorile Olsen s-au răzgândit. În mod principal, Ashley a fost cea care s-a opus, deoarece nu era sigură că se mai poate descurca în fața camerei de filmat după atâția ani de pauză. Retrase din activitate de ani buni, surorile Olsen s-au dedicat afacerilor și modei, dar folosesc timpul liber pentru hobby-urile pe care le au. Richard Sandrack. Chiar dacă la vârsta de 8 ani făcea parte din lumea showbiz-ului american și era un pachet de mușchi, rezultat al antrenamentelor intensive la care era supus de către tatăl său, Richard Sandrack duce acum un stil de viață diferit și este de nerecunoscut. Richard Sandrack s-a născut în Ucraina, dar a emigrat împreună cu familia în Pennsylvania, Statele Unite ale Americii. La doar 8 ani, Richard a intrat în atenția publicului datorită participării la diferite emisiuni TV legate de bodybuilding și arte marțiale. Era poreclit drept micul Hercule. La scurt timp după ce a devenit celebru, tatălui Richard a fost acuzat de violență domestică asupra mamei sale și a fost trimis după gratii. Ajuns la vârsta de 30 de ani, Richard nu mai ridică greutăți, ci doar practică ciclism și skateboarding. El este pasionat de gătit, postând pe rețelele de socializare în mod regulat. Nici fizicul lui Richard nu mai arată ca în copilărie, dar măcar a putut trăi viața liniștită departe de ochii lumii. Bobby Driscoll. Poreclit băiatul de aur de la Disney, la 9 ani, Bobby Driscoll a câștigat și el o statuetă Oscar, dar în miniatură, pentru performanțele sale actoricești. Recunoscut ca fiind un actor născut, Bobby a întâmpinat primele probleme în carieră când a ajuns la pubertate. O acne severă l-a împiedicat să mai obțină roluri bune, iar când a fost arestat pentru posesia de marihuana la 18 ani, producătorii nu au mai vrut să mai audă de el. Problemele cu legea s-au înmulțit când a început să consume heroină. A fost arestat pentru că a falsificat o notă de plată de $45 și chiar a furat bani dintr-o clinică veterinară. A fost trimis la un centru de reabilitare, dar, câțiva ani mai târziu, a fost găsit mort din cauza abuzului îndelungat de droguri. Justin Cooper. În 1997, Justin Cooper avea doar 8 ani și primea un rol într-un film mare, după mai multe apariții în seriale. În Liar Liar a jucat rolul lui Max, fiul lui Fletcher Reed, avocatul interpretat de Jim Carrey. Micuțul de atunci își pune dorința ca tatălui să nu poată minți pentru o zi întreagă, iar aceasta se și îndeplinește. Justin Cooper și-a terminat cariera foarte devreme, în adolescență, după alte apariții în proiecte TV și în filme. Astăzi, tânărul nu mai are tangențe cu actoria, ci lucrează în spatele camerelor de luat vederi, în jurnalism. Este producător exclusiv la un post TV de sport din Statele Unite ale Americii, iar vocea lui este auzită și la radio. Pe contul de Twitter se regăsesc o mulțime de informații din lumea sportului, semn că jobul nu este doar un loc de muncă, ci o pasiune reală. În urmă cu ceva ani, Jim Carrey își lăuda fiul din Liar Liar, spunând că Justin și-a arătat adevăratele calități actoricești și că a reușit să improvizeze cu succes într-o scenă importantă, chiar dacă avea numai 8 ani. Juliana Rose Morialo. Juliana a devenit cunoscută după ce a apărut pe micile ecrane în rolul Ștefaniei din Orășelul Leneș, un serial al copilăriei mult îndrăgit de noi. După ce s-a terminat producția, fanii nu au mai văzut-o pe ecrane, mulți întrebându-se ce s-a întâmplat cu ea. Au circulat câteva speculații conform cărora Juliana se ocupă cu diferite infracțiuni, unii scriind chiar și despre presupusa ei moarte. Din fericire, niciunul dintre aceste scenarii nu au fost adevărate. Actrița s-a lăsat de meserie după ce a încheiat studiile liceale și chiar dacă nu mai apare atât de des la televizor, Juliana este activă pe rețelele de socializare. Cam atât și cu acest videoclip. Dacă ți-a plăcut, nu uita să lași un like, să te abonezi canalului și să apeși pe clopoțel pentru a fi la curent cu tot ce postăm.